Bună ziua și bine ați venit la sesiunea Tot ce trebuie să știu ca profesor despre industria și carierele în video gaming din România. Sesiune care este preînregistrată în Festivalul Digital Predau Viitor, ediția a doua în 2023. Festivalul este, cum ați aflat deja, o conferință internațională de pedagogie digitală, cetățenie digitală și STEAM pentru profesori din România și Republica Moldova, creată și organizată de noi, Asociația TechSoup. Vă mulțumim că sunteți aici și ne urmăriți. Vă reamintesc că aceasta este o sesiune preînregistrată, deci nu suntem live în acest moment, dar suntem cu sufletul și mai ales cu ochii alături de chat, unde vă invit din toată inima să ne puneți reflexiile și întrebările voastre pentru profesori. O să găsim o modalitate să ajungă la invitații noștri de astăzi. Eu sunt Elena Coman, parte din echipa Asociației TechSoup și este bucuria și onoarea mea să moderez și să vă prezint această sesiune, de care mi-este foarte, foarte drag. Suntem în ultima zi de festival, este ziua de STEAM, știință, tehnologie, inginerie, artă, matematică, iar mie mi se pare că nimic nu reprezintă mai bine această întâlnire dintre aceste lucruri decât industria și produsele de jocuri video. Spunem jocuri video și probabil că asta o să vă lămurească și mai mult invitații noștri, dar vreau doar să fac și eu această precizare încă de la început. Spunem jocuri video, dar de fapt ne referim la niște produse care sunt în acest moment, nu, transplatforme, aproape și transculturale, transdigitale, care se merg de la calculator, la mobile, la console, care sunt din ce în ce mai mult nu doar produse tehnice și software, ci mai ales sunt niște produse culturale care se duc și în zona de film și de muzică. Probabil că elevii dumneavoastră au fost înnebuniți după The Last of Us. Asta ca să menționez pe cel mai recent dintre ele. Sau Witcher. Discuția de astăzi este recomandată de noi, în special pentru profesorii de informatică și de TI, care predau la gimnaziu și la liceu, dar asta nu înseamnă că nu este relevantă sau că nu oferă niște perspective și niște orizonturi noi pentru absolut toți profesorii care o privesc. Căci demitizează și clarifică niște lucruri pe care cred că ar fi bine ca fiecare dintre noi să le știm atunci când vorbim cu elevii noștri foarte pasionați de jocuri sau care chiar își doresc să urmărească o carieră în zona asta. Împreună cu invitații noștri de astăzi, ce ne propunem foarte mult este să aveți un minim de informații despre cine este și ce face industria de video game din România, ca să înțelegeți puțin contextul în care aceste lucruri se întâmplă și mai ales să aveți, nu știu, informații, resurse, idei, activități de orientare în carieră legate de jocuri și despre industria de video game în România, să le aveți la îndemână. Și nu uitați, ca de fiecare dată, absolut tot ce vom prezenta și vom discuta aici se vor afla într-o formulă sau alta, în special link-uri și în Padlet-ul pe care îl pregătim pentru festival. Iar acum o să închid prezentarea și o să mă bucur să spun bine ați venit tuturor invitaților mei de astăzi. Și Mulțumim! Mulțumim mult! Bine te-am găsit, Elena. Și mai întâi o să fac eu o scurtă trecere în revistă a numelor și funcțiilor și pălăriilor multiple pe care unii dintre voi le au și apoi o să vă invit cu drag să vă prezentați. Deci o avem pe Andreea Medvedoviș-Per, director executiv la Romanian Game Developers Association, care este este asociația industriei din România, dar și vicepreședinte la European Games Developers Federation. Bine ai venit, Andreea! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. O Abia avem aștept să mă adresez profesorilor prin intermediul vostru. alături de noi și pe Laura Lăzărescu, care este Managing Partner la Bucharest International School of Management, dar astăzi este și cu o pălărie de Eco School, de care vom vorbi puțin mai încolo. Păstrez misterul în acest moment. Bine ai venit, Laura! Mulțumesc mult de tot că sunt aici și abia aștept să povestim. Mi se pare fenomenal că faceți genul acesta de lucru. Felicitări și Rămânem, mulțumim! să ajungă la cât mai mulți profesori, să schimbăm cât mai multe vieți. Mulțumim Ca foarte zice. mult. Și ultimul, dar niciodată cel din urmă, Andrei Istrate, om cu extrem de multe pălării în această industrie și în acest moment. Eu o să spun doar câteva dintre ele. Acum, iartă-mă, Andrei, dacă nu o să le spun chiar pe toate. Head of Studio la Amber în acest moment. Istoric vorbim, fondator la Romanian Game Developers Association, fondator la Games Dev Academy. Și mai sunt și multe alte pălării pe care le ai. Bine ai venit! Mulțumesc mult, Elena. Bine v-am găsit. Pălării care le port cu mare drag, pălării pe care mi le-am croit singur, din dorința de
de a schimba în bine, pentru că gaming-ul are multe, multe percepții, nu doar în România, peste tot în lume. Și fiind atât de pasionat de acest domeniu, mi-am dorit foarte mult să ajut să schimbăm percepțiile, să schimbăm lumea, cum a zis și Laura, pentru că gaming-ul are această abilitate, această forță prin oamenii pe care îi adună în această industrie și prin tinerii care sunt pasionați de acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Păi, acum când v-am prezentat eu, foarte pe scurt, cu aceste pălării mici pe care vi le-am pus deasupra, v-aș invita pe fiecare dintre voi să spuneți puțintel, poate, cine sunteți, poate mai mult despre aceste pălării, dar și cum ați ajuns să aveți de-a face cu această industrie, o să spun aproape informal. Dar cum s-a întâmplat că sunteți în punctul în care sunteți și faceți lucrurile pe care le faceți în legătură cu această industrie? O să încep cu tine, Andreea. Hai să păstrăm această ordine. Da. Da, deci Andreea Medvedovici-Per, eu sunt directorul executiv al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, reprezint industria dezvoltatoare de jocuri de la noi din țară. Cum am ajuns aici? Printr-un anunț pe eJobs, deci cum ajunge foarte multă lume într-un anumit domeniu, dar ca idee, eu nu m-am dus către domeniu neapărat pentru domeniu, ci pentru ideea de a face management de asociații și de a reprezenta o anumită industrie la modul profesionist. Ceea ce am făcut și am descoperit, deci chiar dacă n-am intrat în industria asta dorindu-mi sau înțelegând ce înseamnă ea, am ajuns să mă identific cumva cu ea și să îmi placă extrem de mult modalitățile prin care, apropo de ce zicea Laura, poți să ajuți comunitatea de dezvoltatori locali, dar și să ajuți, de fapt, comunitatea și să ajuți țara până la urmă prin intermediul acestor jocuri video. De asta o să vreau și să vorbim un pic după prezentarea noastră despre modul prin care profesorii pot contribui la înțelegerea și crearea unui sentiment de, nu știu, de iubire pentru diferite materii prin jocurile video. Deci cred că o să vorbim nu doar de cum să faci jocuri video, dar ci și cum prin jocurile video poți să iubești materii de care poate că n-ai fi crezut că se leagă acest domeniu al nostru. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Abia aștept. Laura, cum se face că se face? Se face că se face foarte interesant, că eram convinsă că sunt outlier-ul din ziua de astăzi, care de fapt doar are o pasiune adâncă pentru jocuri și apoi a ajuns să coordoneze o școală în această zonă. Dar uite că și Andreea are un parcurs fantastic prin care a nimerit acolo unde se simte bine și unde este locul. Și cam așa e și la mine. Eu de vreo 13 ani fac intraprenoriat în educație și de vreo 7 dintre ei coordonez școli, programe, să zic așa. Într-adevăr, cea mai mare parte a carierei mele, cumva, pe zona asta de condus școli, e la Bucharest International School of Management, unde avem de toate, de la Executive MBA până la programe de facultate. Și aici a fost această minunată aliniere între, o să povestim mai departe cum s-a fondat școala și cine a pus-o pe roate și a plecat, dar această asociere fantastică între oameni cu dorința de a schimba industria din industrie, dar care aveau nevoie de un partener educațional care știe să facă treaba asta. Noi, ca idee în spate, având chiar 20 de ani de când facem programe educaționale. Și atunci a fost acest mix foarte interesant. Eu nu am clintit când am auzit de treaba asta, pentru că sunt oricum gameriță în suflet, ca să zic așa. De mică chiar m-am jucat foarte mult și mi s-a părut o industrie extraordinară și mi se pare în continuare de vreo 3 ani, 2 ani și ceva sunt foarte, foarte aproape de ea și mi se pare incredibilă. Deci
lumea, pasiunea, talentul, înfocarea asta de a crea niște lucruri, adică e o uimire excepțională pe care o am în fiecare zi și sunt foarte norocoasă să fiu aici. Într-adevăr, eu reprezint mai degrabă partea educațională în povestea asta, neavând o carieră în gaming, dar niciodată nu-i prea târziu, cine știe, peste 20 de ani, poate am și jocul meu până la urmă, dar cam asta e povestea mea. Mulțumesc foarte mult, Laura. Mulțumesc Și foarte rog, mult. mai tare. Andrei, cum se întâmplă? Eu am mai auzit povestea asta de vreo câteva ori, dar întotdeauna îmi place să o aud. Cum se întâmplă că E ai un pic. adunat aceste pălării? Cu ce pălărie ai pornit mai întâi? Cu cele tester am pornit mai întâi, probabil o meserie pe care mulți dintre cei care ne ascultă o cunosc, pentru că tinerii sunt foarte atrași de ea. Este cea mai bună și cea mai accesibilă metodă de a intra în această industrie, cea de a deveni tester de jocuri video. Pe vremea respectivă, sau aproape 20 de ani de atunci, anunțul era un ziar, nu era digital ca Andreea cu eJobs, și băsem un anunț că o firmă de jocuri video angajează testeri, am aplicat și atunci am făcut primii pași. Ulterior, am avut onoarea să fiu tester la un joc foarte important pentru firma respectivă, care m-a impresionat atât de mult încât am zis trebuie să fac jocuri mai mult decât să le testez, și în felul acesta m-a motivat să, și m-am impulsionat să găsesc o metodă să intru în zona de producție a unui joc video. Și am activat mai bine de 10 ani ca game designer și level designer în industrie, după care am trecut în zona asta mai business oriented, dacă vrei, de management. Iar ultimii 10 ani de zile i-am dedicat, pe lângă dezvoltării de jocuri video și comunității, dezvoltării de proiecte pentru comunitate prin diferitele acțiuni pe care le-am întreprins. Și recunosc că cele mai importante pentru mine au fost cele pe educație. Și RGDA-ul, când a fost creat acum 10 ani, a fost creat pe un pilon de educație. De acolo, de fapt, a și pornit, de la o frustrare că oamenii care veneau la evenimente de tip Open Day spuneau niște întrebări de HR și eu eram oftigat că nu mă întreabă nimeni de cum se fac jocurile ca să pot și eu să mă laud cu munca mea, și trebuia să răspund la genul acela de întrebări, și de la acel mic bulgăre a ieșit RGDA, care astăzi, prin munca depusă de Andreea și Cătălin și echipa de acolo, a devenit una dintre cele mai importante asociații la nivel european. Dar de departe, uite că au trecut 10 ani, lucrurile s-au mișcat destul de încet. Suntem în continuare una dintre puține țări din Europa care nu oferim educație formală pentru cei care doresc o carieră în industria de jocuri video. În ultimii ani, au apărut diferite programe. Astăzi sunt încântat că o să vă povestim despre două astfel de inițiative. Îmi doresc din tot sufletul să mai apară și să avem cât mai multă, pentru că este o diferență colosală între a te juca și a face jocuri video. Și este o linie extrem de ușoară de a trece de la a te juca la a face jocuri video. E doar nevoie de un pic de efort din partea noastră, a tuturor, de la părinte, profesor până la oameni din industrie. Și sper să impulsionăm și să ne motivăm și noi astăzi prin discuțiile pe care le avem. Mulțumesc foarte mult, Andrei. Ceva, apropo de ce spuneai tu, e ceva ce mie îmi place foarte mult să spun și aproape că simt uneori nevoia să-mi pun pe tricou, și anume că jocurile nu sunt chiar de joacă. Cam asta este, că cu jocurile nu e joacă. Jocurile și mai ales producția de jocuri, cum zici tu, nu e deloc o joacă, este o chestie chiar foarte serioasă. Pe de altă parte, este și foarte greu de categorisit, nu? Că nu sunt, adică sunt produse, sunt și, nu sunt dar, sunt și produse de software, sunt și produse culturale, sunt și produse de artă, sunt și produse video, sunt și produse grafice, sunt produse cu incredibil... produse cu incredibil de mare diversitate, da? Și tipologiile de jocuri sunt foarte mari. La jocuri serioase, jocuri politice, jocuri de entertainment, jocuri istorice, e absolut incredibilă, care
Are și parte de entertainment, dar și parte de distracție, dar și o parte foarte, foarte extrem, extrem de serioasă în spate. Și, na, e și industrie, este și artă, dar este și industrie, ca absolut orice formă de artă, cum este și muzica, cum este și filmul, are și o parte de industrie în spate, că, na, trebuie să existe oameni care să creeze toate aceste produse. Și, na, nimeni nu știe toate aceste lucruri mai bine decât Andreea în acest moment, așa că, Andreea, cum se vede de la tine în România această industrie, na, și cei care o compun? Cam, nu știu, care ar fi datele esențiale pe care poate că profesorii noștri ar trebui să le înțeleagă despre industrie. Probabil că mulți dintre ei știu că se gândesc, poate există o companie care produce jocuri în România, poate există câteva companii care testează, da? Câte sunt de fapt? Cum arată industria? Industria din România este, dacă vreți, ca și număr de oameni care sunt angajați într-un fel sau altul în industria de dezvoltatoare de jocuri video, pe în top 5 în Europa, având aproape 7.000 de oameni care lucrează exclusiv în această industrie. Ceea ce este poate greu de crezut pentru că cumva am fost mereu sub radar. Încercăm să nu, dar e destul de greu. Asta se face în ani de zile. Atragerea atenției asupra unei industrii cu acest tip de potențial. Ei, pe lângă asta, mai este important de spus că avem în jur de 200 de studiouri, avem de asemenea o cifră de afaceri de peste 300 de milioane de euro, o cifră de afaceri care nu doar că s-a dublat, dar aproape s-a triplat în câțiva ani, în cei 7 ani din care noi creăm astfel de statistici despre industria noastră. Ce este iarăși important de spus este că România este una dintre puținele țări în care ai nu una, nu două, ci chiar patru sau cinci firme, studiouri multinaționale care creează unele dintre cele mai cunoscute jocuri din lume. Deci e important de știut că, uite, de exemplu, Andrei și-a început cariera în gaming la Ubisoft, unde se creează printre cele mai cunoscute jocuri din lume, Assassin's Creed, de exemplu, franciza Assassin's Creed sau Tom Clancy, Watch Dogs, niște jocuri extrem de populare în toată lumea. Avem după aceea, bineînțeles, sute de oameni care lucrează la Electronic Arts în București și care pun umărul la realizarea unora dintre cele mai cunoscute francize de jocuri sportive în cadrul studioului din București, din lume, da? Cunoscutul fost FIFA. Acum, da, EA Sports FC. De asemenea, Gameloft, cu una dintre cele mai populare la nivel mondial jocuri pe mobil din lume. Și putem continua. Pe lângă asta, avem oameni care ori au învățat cumva singuri, autodidacți, să facă jocuri și au creat niște jocuri foarte, foarte faine, cunoscute la nivel mondial, 100% originale aici din România, deci cu jocuri indie, unde spunem noi jocuri independente. Avem de asemenea oameni care au experiență în aceste studiouri foarte mari în a realiza jocuri de o calitate extraordinară și după aia își doresc cumva să-și împlinească și zona asta creativă și de originalitate și că își creează propriile studiouri și creează propriile jocuri. Putem să dau doar câteva exemple de jocuri făcute de studiouri din România, 100%
Românești originale, avem, de exemplu, Gibas Sulu Adventure, care este făcut la Târgu Mureș, avem un joc ca și Move or Die, care a fost vândut în peste 1 milion și ceva de unități la nivel mondial și este făcut de atunci un foarte tânăr dezvoltator indie de jocuri video, Killhouse Games cu franciza Door Kickers și alte jocuri, de exemplu, inspirate de zona asta de basme, folclor românesc, slav, cum ar fi Iaga, de exemplu. Și ce să spun, suntem cumva la momentul acela de inflexiune dintre potențialul enorm pe care îl avem, la boom-ul pe care considerăm că va trebui cumva, la care va trebui cumva să ajungem. Și bineînțeles că pentru asta noi avem nevoie de generațiile, ca o generație următoare să fie interesate de această industrie și să înțeleagă potențialul industriei, apropo de ce înseamnă carierele în industria noastră. Și bineînțeles că fără aliații noștri profesorii, o să fie destul de greu și părinții, o să fie destul de greu să înțeleagă elevii, așa cum spunea Andrei, că există un pas destul de mic între a juca jocurile pe care le iubești și a dezvolta și a crea jocurile pe care alții le vor iubi peste tot în lume. Ce trebuie cumva înțeles este că industria are nevoie nu doar de elevi, mă rog, de tineri care sunt interesați de zona asta de IT, da, doar de programare, să nu vedem jocurile, exact cum ai spus și tu, ca un pur produs software, ci avem nevoie de capabilități foarte, foarte diverse, da? Avem nevoie de, nu știu, de oameni care au talent la scris, oameni care desenează, tineri care desenează foarte bine, tineri care pot să facă animație, muzică, sunete, project management, product management. Deci sunt o multitudine de roluri în această industrie care este extraordinar de complexă și de completă cumva, pentru că creează un produs, după părerea mea, eminamente complet, da? Este atâta de plin de toate, încât pare să fie chiar un produs complet. Și toate aceste roluri cumva se îmbină și se pot învăța încă de la liceu. Avem în acest moment câteva opțiuni, apropo de universități, care oferă, în acest moment, din păcate, doar la nivel de master, niște specializări în zona de jocuri video, dar avem la Timișoara, pe artă și pe programare, avem la București, pe game design, pe programare și avem și la un arte ceva interesant, dar nu un master exclusiv pe gaming, dar noi considerăm la RGDA că este nevoie ca elevii să încerce să, cum să spun, să intre puțin cu picioarele în apa dezvoltării de jocuri video încă din liceu. Și atunci, ceea ce am făcut, că n-am stat degeaba, am discutat la Ministerul Educației și am creat un grup de lucru împreună cu câțiva profesori extraordinari din comunitatea dumneavoastră de profesori extraordinari, care creează împreună cu noi în acest moment un opțional de dezvoltare de jocuri video pentru elevii de liceu, clasa 10-11-a. Și mi-a căzut casca, mă mai aud, da? Și care creează acest opțional pe care ne dorim foarte mult să-l
Punem în fața dumneavoastră cât de repede posibil în următoarele luni, ca să devină realitate în multe din școlile din România încă din anul școlar 2024-2025. Deci stați aproape alături de noi și de TechSoup, pentru că sper să ne fie parteneri și aliați în a promova acest opțional de dezvoltare de jocuri video în cadrul profesorilor din comunitate. Pentru că, după părerea noastră, acest opțional poate să fie nu doar să deschidă apetitul elevilor pentru a deveni dezvoltatori de jocuri video, dar să deschidă apetitul lor pentru STEAM și pentru, în general, tehnologia informației și pentru IT, pentru că, de ce nu, dacă vrei să înveți să creezi un software, ce poate fi mai interesant, mai fun, mai distractiv decât să o faci învățându-i să facă un joc video. De altfel, din discuțiile noastre cu profesorii de IT, chiar am aflat că foarte mulți dintre dumneavoastră chiar faceți asta, deci folosiți zona asta de jocuri video și cumva vă folosiți de pasiunea lor pentru jocuri video, pentru a-i atrage către domeniul dumneavoastră și mi se pare ceva extraordinar asta. De altfel, nu doar jocurile video nu pot fi folosite doar pentru IT, pentru a atrage copiii către IT, ci către foarte multe alte subiecte. Și menționez doar unul ca să nu monopolizez discuția, dar, de exemplu, dacă există aici profesori de istorie, de exemplu, cred că este foarte important de menționat faptul că un dezvoltator ca și Ubisoft are această franciză Assassin's Creed și are niște Discovery Tour-uri care sunt făcute special pentru a educa nu doar tinerii, dar nu doar tinerii pe zonele astea de Grecia Antică, Roma Antică, Valhalla, etc. Și că profesorii și școlile pot să beneficieze de licențe gratuit, în mod gratuit, de la Ubisoft pentru a imersa cumva copiii în aceste perioade istorice și pentru a-i atrage mai mult către această materie extraordinar de frumoasă. Mă simt așa Cam puțin asta tel ar cam fi, la da. mă simt puțin tel ca la televiziunile de știri când dăm știri în exclusivitate. Deci vreau să rețin Da. simt așa puțin. Deci să reținem acest lucru, Exact da, așa că e. planificăm un opțiune, planificați un opțional începând cu anul 2024-2025, ceea ce probabil că o să bucure pe foarte mulți profesori, că există resurse Da. gratuite inclusiv pentru alte materii. Asta este ceva ce cu toții susținem, că na, nu există. Când vine vorba de învățare pe proiect, nu există nimic mai frumos decât să creezi produse complete și atât de complexe cum sunt astea. Exact. Mai aveam eu o întrebare suplimentară, Andreea, mai puțin legat de asta, ci mai mult și de, nu știu, poate așezarea geografică, că na, România este o țară mare, mai discutăm puțin uneori și cu profesori din Republica Moldova. Și probabil că mulți dintre profesorii noștri se așteaptă ca majoritatea centrelor de dezvoltare și de testare să se afle în marele orașe. Așa este? Sau, de exemplu, dacă ești profesor, nu, o să dau exemplul meu preferat cu dacă ești profesor din Beiuș, dar dacă Beiuș. ești, sau din Onești, dar dacă ești profesor dintr-un oraș, să zicem, reședință de județ, dar ceva mai secundar, sunt dezvoltatori, studiouri, dezvoltatori de jocuri și în afara orașelor mari, să zicem? Deci sunt, da, sunt. Exemplu, apropo de firmele mari care au și în afara Bucureștiului niște locații secundare, putem să menționăm Ubisoft care are un studio la Craiova, putem să menționăm Gameloft care are un studio și la Cluj, Amber, care are un studio la Botoșani, și pe lângă asta, având în vedere mediul digital în care lucrează și, de asemenea, piața extrem de eminamente globală a acestei industrii, dezvoltator poate să fie și sunt peste tot. Deci avem, de exemplu, că menționam de jocul Giveus și de studioul Stakinetic, este un studio care a apărut la Târgu Mureș, da? Este unul dintre studiourile cele mai de succes din România și a putut să devină astfel, chiar dacă nu a
ai o înfloritoare industrie de IT sau de dezvoltare de jocuri video la Târgu Mureș, pentru că asta este minunăția acestei industrii, care este atât de globală și atât de digitală, încât poți să te simți aproape și poți să te simți parte a unei industrii, chiar dacă nu ești în Silicon Valley, cum e, din păcate, pentru unele lucruri apropo de IT și de concentrarea într-o anumită regiune, da? Acolo unde ai o idee originală, acolo unde ai oameni care știu să deseneze, dar nu să deseneze doar pe hârtie, ci știu să folosească. Asta e foarte, iar foarte important. Apropo de profesorii de desen, poate dacă aveți așa ceva în conferință, ar trebui învățați să învețe programe de desen digitale și astfel de software-uri, pentru că pentru cei talentați poate să ofere o șansă de viitor făcând ceea ce-ți place, ceea ce-ți dorești, extrem, extrem de importantă. Sunt foarte mulți elevi care astăzi desenează extraordinar și se gândesc că trebuie să se ducă la arhitectură, pentru că ce poate să facă altceva, o meserie serioasă, ceea ce este complet greșit, pentru că poți să faci mult mai mulți bani în jocuri video dacă ești foarte talentat în arta digitală decât ai face-o ca arhitect. Bine, asta aproape că are legătură și cu, da, asta este o problemă fundamentală a mea, poate și pentru că sunt absolventă de științe umaniste mai degrabă, că în general există această tendință și nu e doar sistemul educațional din România de a se duce spre lucruri și spre foarte mult științe exacte și foarte puțin lucruri care țin foarte mult și de creativitate, și asta e o tendință pe care și la care și noi încercăm să lucrăm. Exact. Recapitulez puțin, da? Top 5 în Europa, studiouri și mari și mici, da? Și companii foarte mari cu foarte multe mii de angajați, dar și studiouri independente, o așezare geografică generoasă pentru profesorii din toată România, în cazul în care vor să contacteze studiouri direct și să discute cu ei. Da, și putem noi să-i ajutăm. contact@rondregda.ro. Noi vrem să fim alături de profesori în orice fel posibil. De altfel, avem și diferite programe pentru ei, așa că să ne contacteze cu mare drag și o să le spunem noi cam unde sunt studiourile cele mai apropiate de ei. Minunat! Monitorizați acea adresă de e-mail, da? contact@drgdea.ro, pentru că mă aștept să vină destul de multe e-mail-uri. Mulțumesc foarte mult, Andreea! O să revenim puțin mai spre finalul discuției, din nou la aceste resurse și la aceste lucruri care le sunt la îndemână profesorilor, și aș trece înapoi către Andrei și Laura puțin. Merci. Na, căci discutam noi și, discutam și în culise, discutam și în general, discutam și înainte, discutam și de fiecare dată când discutăm și cu Andrei, este că, în general, oamenii din această industrie, da, au niște profile, să zicem, destul de atipice de ajuns în această industrie, tocmai pentru că, nu știu, spre deosebire de altceva, medicină, să zicem, ca să iau un lucru mai clasic, da? Nu există așa un drum foarte clar bătătorit academic care să te conducă dintr-o parte în alta. Și pe de altă parte, poate mai mult decât în alte industrii, și cu siguranță mai mult decât în industria de software, aș îndrăzni să spun, ce te așteaptă la final în industrie este o diversitate mult mai mare de roluri, poziții, opțiuni, cariere, lucruri pe care le poți investiga, drumuri profesionale. Da? Andrei, de unde ar apuca-o? De unde ar putea să o apuce un elev pasionat de jocuri și care, să zicem, că și vrea să facă trecerea asta mică, dar semnificativă, de la mă joc jocuri la creez jocuri? Și mai ales, nu știu, ce roluri ar fi disponibile pentru el? Adică, dacă când se gândește, ok, vreau să creez jocuri, cum ar putea, în ce fel ar putea să contribuie, de fapt, la crearea unui joc? Sunt atâtea moduri în care poți să contribuie. Probabil ultima mea grijă este ce poate să facă cineva, pentru că avem atâta nevoie, exact cum spunea și Andreea.
Avem atâta nevoie de oameni care să se alăture industriei, nu ne-am putea opri din creștere. De ce? Exact cum a zis Andreea, industria jocurilor video este foarte, foarte complexă, mult mai complexă decât industria de software, din punctul meu de vedere. Pentru că este, o să dau și o explicație simplă, să nu las așa această afirmație în aer. Este mult mai complex să recreezi lumea în care trăiești decât să dezvolți o aplicație în care, nu știu, comanzi o pizza, comanzi un taxi sau faci o gestiune automată pentru o bază de date. Dar o să dau un exemplu clasic pe care îl urmează cineva în România, nu cel mai fericit, din cauza faptului că avem această lipsă de educație în mod deosebit pentru clasele gimnaziale și liceale. Și probabil cea mai comună metodă este de a deveni tester de jocuri video. Pentru această poziție este necesar doar să știi limba engleză, în mod deosebit scris, nu vorbit, pentru că rapoartele pe care le trimiți, de obicei le trimiți în limba engleză către companii din afara României. Și este un mod foarte practic de a lua contact cu această industrie. Și e relativ ușor de accesat, după ce ai trecut de acest interviu, intri în industria jocuri video și testezi jocuri. Am să fie foarte clar, a testa jocuri video nu înseamnă să te joci jocuri video. Este o meserie de asemenea extrem, extrem de demanding, necesită foarte multă atenție din partea celui care o execută, necesită foarte multă implicare de asemenea. A testa un joc video nu înseamnă neapărat a juca, ci poți să testezi pur și simplu că volumul într-un aplicație, într-un joc, se păstrează după ce ai închis aplicația, spre exemplu, și trebuie să faci treaba asta în fiecare zi, săptămâni la rând. Poate să fie un exemplu sau să observi anumite chestii că se întâmplă într-un anumit joc. Ce poți să faci în paralel, dacă vrei să mergi mai departe, este să înveți pe cont propriu. Din păcate, soluția nu este, ai zice, grea, dar nu e ceva ce noi cultural știm să facem. Probabil perioada de pandemie ne-a demonstrat încă o dată că la nivel de educație pe cont propriu sau educație online, încă mai avem de lucrat de ambele părți. Nu vreau să zic că e vina cuiva neapărat. Mi se pare că toată lumea trebuie să lucreze de la, nu știu, institute care se ocupă de zona de gestiune a educației până la noi cum ne educăm copiii și noi ca părinți cum interacționăm copiii când sunt în mediul online. Dar trebuie să înveți pe cont propriu. Sunt, slavă Domnului, mii și mii de resurse disponibile online, gratuite, pe YouTube, pe alte canale, în diferite comunități, în care cineva poate să învețe cum să scriu cod pentru jocuri video, cum să desenez pentru jocuri video, cum să fac o animație pentru jocuri video și așa mai departe. Toate lucrurile acestea se pot învăța. Cum spunea și Andreea, peste 7.000 de oameni în industrie. Marea majoritate autodidacți, pentru că nu a făcut nimeni cursuri de formare profesională sau o educație specializată în România. Mai sunt persoane care au venit din afara țării, dar să nu ne luăm de excepții. Deci, astea sunt pașii. Să intri ca tester în jocuri video poate să fie un pas bun, mai ales în perioada universității, pentru că firmele de jocuri video oferă foarte multe opțiuni de program, mai dimineață, la prânz, seara, chiar ture de noapte unele. Să poți să-ți urmezi studiile, iar în paralel să începi să-ți dezvolți tu skill-urile și aptitudinile pentru a profesa în zona de producție, dacă asta îți dorești. Să devii programator, să devii artist, grafician, designer și așa mai departe. Ce mi s-a părut foarte interesant din ce a spus Andreea și cumva aș vrea să reiterez și eu acest lucru, pentru că recunosc că eu o mică frustrare pe care o am, mai ales că specializarea mea este în zona de design și vorbim foarte mult, când vorbim despre jocuri video, vorbim foarte mult despre programare și cumva ne aflăm și într-un mediu de info. În industrie nu avem nevoie doar de programatori. Avem nevoie de programatori, dar avem nevoie și de artiști, avem nevoie și de oameni creativi, avem nevoie și de oameni care să angajeze alți oameni.
Avem nevoie și de oameni care să gestioneze proiectele, avem nevoie de oameni care să gestioneze business-ul, pentru că avea un studio este un business în esența sa. Avem nevoie de foarte multe profile și specializări. Motiv pentru care, dacă sunt persoane, copii, tineri în clasă care poate nu au performat la matematică, nu sunt pasionați de fizică, asta nu înseamnă că nu-i putem considera ca fiind viitor colegi în industria de jocuri video. Poți să performezi ca fiind un manager foarte bun fără să fii scris cod în viața ta. Poți să faci niște caractere absolut fascinante fără să fii, nu știu, făcut programare. De asemenea, poți fi un programator minunat și apreciat de toată lumea, fără să fi urmat neapărat cursuri de specialitate. Ține de fiecare persoană în parte, cum vrea, dar noi, ca ghizi, să zicem, pentru tineri, putem să-i îndrumăm către această industrie, indiferent de profilul pe care îl au. Ok, o mică completare aici, asta ca să putem să deschidem mai încolo discuția și despre zona de dicționar de cariere, că na, s-a construit în așa fel încât suntem în zona aceea, că ai început să menționez rolurile, da? Există acest rol de tester și mă gândeam dacă putem, nu știu, dacă poți să ne ajuți să conturăm, nu toate, dar măcar vreo câteva din zona asta, cam ce înseamnă fiecare. Că, de exemplu, game designer nu înseamnă poate la ce s-ar Da. gândi lumea când aude game designer. Nu știu neapărat că trebuie să desenezi jocul. Deci, hai să luăm una, două zone sau O domenii, să să vedem. simplific foarte, foarte, foarte mult ca să putem să pot să o rezum în câteva minute. Dar în principiu, când ne gândim la industrie, ne putem gândi la cele două mari zone, zona de testare, zona de producție, zona de testare unde sunt testerii și aici sunt foarte multe specializări. Există inclusiv specializare pe zona de epilepsie test. Sunt testeri care se uită la ecran să vadă dacă anumite imagini, schimburi de lumini și așa mai departe, poate să declanșeze anumite stări de epilepsie și probabil ați văzut în unele jocuri chiar există aceste ecrane care te avertizează pentru că jocul conține astfel de elemente. Deci zona de testare în sine este imensă, de obicei este zona entry level pentru cei care vor să intre în această industrie și când zic entry level mă refer de la poziție până la salariu, cam aici ne găsim cu zona de testare. În zona de producție lucrurile sunt ceva mai complexe, dar la fel o să simplific foarte mult, o păstrăm în trei categorii, design, artă, programare. Foarte pe scurt, artă, zona de grafică în mod deosebit și ea cu foarte multe specializări, sunt trei mari în mod deosebit, 2D, 3D și animație, 2D de obicei desen de mână, tabletă grafică, Photoshop sau GIMP, folosit uzual în industrie, pe zona de 3D, în mod deosebit jocurile, companiile mari caută modelare 3D, sunt incredibil de multe specializări, level artist, environment artist, character artist, asset artist și așa mai departe, poți să te duci în foarte multe zone cu modelarea 3D. Iar pe partea de animație, de asemenea, se caută animatori de 2D, de 3D, în mod deosebit de 3D în România, animații care, de obicei, noi le facem animații de mână, nu prea avem în România studiouri de mock-up, acele studiouri cu mulți senzori pe tine și costum special și ești înregistrat și faci. Au apărut câteva studiouri, dar nu încă sunt cam vest. Pe partea de programare, clasic, matematică, fizică, în mod deosebit, dar în industria noastră includem în zona de programare și dezvoltatorii de engine-uri, care poate e o chestie mai nișată, ceva mai specific industriei noastre. Și aici vorbim de acei specialiști în editoare de jocuri video. Poate sunt profesori care au auzit de Unreal Engine, faimos pentru că în acest editor de jocuri video s-a dezvoltat faimosul Fortnite, care probabil a creat multe discuții la ședințele cu părinți și la orele de dirigenție.
Este un program în care poți să dezvolți un joc video fără să fii neapărat programator. Unity Engine, de asemenea, foarte popular. Sunt foarte multe engine-uri, sau să le număr pe toate. Dar, în mod deosebit, industria din România caută C++ ca limbaj de programare. Bineînțeles, C Sharp, Java, dar C++ este focusul tuturor. Și Unity sau Unreal ca engine-uri. Iar ca specializări, ca skill-uri, în mod deosebit, v-am zis, matematică, fizică, trigonometrie, algebră, na, depinde și aici. Sunt atât de multe specializări încât fiecare, la un moment dat, are nevoie de mai mult. Poți fi programator fără să știi fizică, să fie clar treaba asta, pentru că primezi des întrebarea asta de la copii, sunt copii pasionați de matematică, dar am de fizică, poți face treaba asta. Iar în ultimul rând, designul este acea latură care multă lume o confundă cu zona de desen, cu creația grafică. Designul în industria de jocuri video nu are legătură cu desenul în sine, ci este zona care se ocupă de ideea și structura unui joc din punct de vedere al gameplay-ului. Aici intrăm în niște termeni destul de specifici. Este o meserie sau o zonă ceva mai specifică industriei de jocuri video. Dacă i-am spune scenariu, oare ar fi ok? E o corelare, să zicem, e o Ar fi o corelare. corelare cât de cât Da, corectă? un fel de regizor, scenarist. Ok. Un regizor, scenarist, editor în Da, același timp. nu-mi placă, mi se pare că nu fac suficientă justiție Asta e clar. Deci, de ei, o zic încă o dar. dată cu asumția faptului că niciodată nu o să facă suficient de multă justiție, de Da. fapt, rolului, dar, pe de altă parte, Ne. ca și imagine, se apropie cumva de. Da. Îmi sunt dragi și regizorii și scenariști, dar e mult mai greu să fii game designer și level designer. Pentru că a fi game designer și a level designer implică să ții în cârcă tot ce ține de un joc video. Și cu cât jocul e mai complex, cu atât este mai dificil de ținut în cârcă. Și de multe ori, pentru că avem această erupție în ultimii 5-6 ani de live services, cum ar veni jocuri care după ce au fost lansate mulți ani încă mai există, sunt ținut în viață de dezvoltatori, este o specializare în sine, ani de zile, ținut cont că se adaugă atât de multe elemente într-un joc video, să ții în continuare jocul echilibrat din punct de vedere al resurselor, din punct de vedere al elementelor care se întâmplă în acel joc. Deci în câteva minute sper eu că am reușit să acopăr cam astea ar fi, testare, producție, iar în producție sunt cele trei mari categorii, fiecare cu alte zeci de categorii în spate. Ok, deci sunt roluri care să zicem că ar Iar fi mai ușor. scuză-mă, Elena, pentru design și pentru zona aceasta de creație, totdeauna am fost un militant pentru a explica că e nevoie să ai cultură generală, cât mai multă, cât mai multă din toate punctele de vedere. Să știi istorie, să știi geografie, să știi orice, orice, pentru că nu știi despre ce poți face un joc video. Și mi se pare că asta este o lecție interesantă pentru profesor, pentru că este o metodă atractivă de a-i convinge pe tineri că îi ajută educația. Că e această luptă între la ce trebuie mie contabilitate, la ce trebuie mie bă, nu știu ce. Îți trebuie pentru că cu cât știi mai multe lucruri, cu atât ai mai multe izvoare din care să te inspiri pentru viitoarele tale idei. Dacă știi puțin, doar de acolo te inspiri și s-ar putea să nu fie suficient. Cumva asta, adică, mulțumesc, cumva despre asta vreau și eu să rezum puțin, că există niște roluri care să zicem că sunt mai ușor de definit și ca competență, dar și ca lucruri pe care trebuie să le știi, dar există foarte multe roluri și înțeleg că alea sunt de fapt cele mai prețioase și cele mai semnificative, na, cele mai, nu știu, cu consecințe, să zicem, în industrie, care sunt niște roluri foarte multi-inter-transdisciplinare, în care, de Da. fapt, limita este cât de multe pot să știu, nu cât de mult pot să mă specializez. Ceea ce este foarte interesant, pentru că probabil că e o abordare educațională cu care noi nu suntem obișnuiți, care poate că am început să începem să facem specializările o leacă cam prea devreme în viață, uneori chiar și de la gimnaziu. Încep copiii să se specializeze spre anumite materii și spre anumite lucruri, ignorându-le pe altele. Dar sunt zone în lumea asta unde, de fapt, cât de multe știi din diferite domenii poate să facă diferența. Vreau să o las pe Laura aici să facă niște completări, pentru că eu am intrat într-o zonă destul de, exact mai știu, mai specializată pe ce nevoie, dar lucrurile sunt mult mai interdisciplinare de atât. Nimeni nu face jocuri singur, este o muncă în echipă, este un efort colectiv, este nevoie de foarte, foarte multe alte lucruri
pe lângă faptul că știi să deschizi calculatorul și să desenezi. Și aici Laura cu siguranță o să mă completeze pe zona de gândire, pe zona de relaționare, pe zona de comunica și pot să mai vorbesc încă o oră despre alte lucruri care sunt necesare. Iată câtă nevoie avem nevoie de educație și suntem aici după 10 ani de când avem o asociație și 20 de ani de când am intrat în acest deceniu și o industrie sănătoasă, da? Și încă avem dificultăți în a înțelege, odată, culmea, și doi, a ajuta pe tineri să înțeleagă la rândul lor, pentru că mulți tineri, cu siguranță, ar realiza că ar putea să petreacă timpul cu totul altfel decât stea până la 4 dimineața să-și împuște colegii și să lucreze, să-și dezvolte o carieră încă din clasele primare. De ce nu? Poți să faci, înscrieți niște lucruri la vârste mici, poți să... Slavă Domnului, noi știm și încurajăm foarte mult acest lucru. Laura, roluri complexe, da? Roluri complexe care sunt foarte greu de definit. Asta poate că face și, mă gândesc că poate și asta este una dintre provocările sau motivele pentru care a fost atât de dificil să se miște foarte mult inițiative în zona de educație, că este, de fapt, și de drept foarte greu să definești procesul educațional pentru aceste roluri complexe. Povestește-mi despre voi și cum faceți voi aceste lucruri. Cum a început toată povestea? A început având un studio de gaming în spate, care a catalizat, să zic așa, proiectul, cum s-a mișcat înainte. E vorba de Ember, care împreună cu BIS și împreună cu un partener educațional din UK, cum îți povesteam în culise înainte, suntem pe ultimii pași să semnăm împreună cu ei și nu pot să vă zic însă, e una dintre cele mai bune universități pe zona de gaming din Europa, ba chiar din lume. Adică ca să înțelegem că am început la drum cu cineva care face genul acesta de programe din anii 90. Deci știu foarte bine cum să pună problema și ce să facă. E o universitate fantastică. Deci avem așa, avem această universitate, avem Ember și avem BISM, care sunt oamenii care s-au așezat la masă pentru, să zic, primul pas. Și aici vreau să-i mulțumesc lui Andrei, care a fost în echipă și care a ținut steagul sus așa pe toți anii ăștia, pentru că și la noi au fost ani întregi, ca să înțelegeți că și nouă ne-a luat niște ani ca să punem proiectul ăsta la drum. Se numește ECHO, School of Technology, Digital Arts and Video Games. Practic, noi am lansat acum o lună, am început să discutăm public despre această școală. ECHO School, cum îi zicem noi pe scurt. Acum, deși jucătorii ăștia au fost inițial la masă, ce e cel mai important să vă zic este că am stat personal cu extrem de multe studiouri din România, mici, mari, am povestit cu ei, Andrei la fel, i-am întrebat, ne-am dus de la oameni de HR, la care sunt nevoile, până la persoane care au propriile studiouri și le conduc. Ca să înțelegem, ok, dar cum trebuie să arate acest absolvent ca el să aibă un parcurs diferit față de faptul că, nu știu, a învățat pe cont propriu, s-a făcut tester și a ajuns în industrie. Știi că nu are sens, adică așa pierde timpul toată lumea, și noi, și copiii, și toată lumea. Ideea este să creăm eficiență. Să creăm eficiență și să-i pregătim în așa fel încât ei să reducă cel puțin 5 ani din viața lor de făcut niște lucruri la fel până când reușesc să crească în cariera lor. Și atunci acum ne-am uitat exact la treburile astea. Ne-am luat, ok, tehnicul ca tehnică trebuie să-l știi, adică nu poți fără el, că nu merge înainte ce ai tu de făcut. Dar ne-am uitat la tot ce înseamnă dincolo de asta și la care sunt cele mai importante elemente cheie, atribuții cumva pe care trebuie să le aibă acest rol. Și ce am mai aflat noi, vă povesteam că practic eu mulți ani în spate de lucrat la București International School of Management, unde avem o comunitate de peste 1.000 de absolvenți care sunt de fapt oameni de business, da? Nu doar copii de facultate, ei sunt de 2 ani împreună cu noi. Dar ne uităm la 1.000 de oameni care au 38 de ani ca vârstă medie și care au venit totuși să învețe o grămadă de lucruri și care au nevoie să se specializeze. Mulți dintre ei chiar din industria de gaming. Ceea ce ne-a făcut foarte bine și foarte atenți să înțelegem, ok, ce vin ei mai târziu să-și rezolve în genul ăsta de programe educaționale și cum putem noi să rezolvăm treaba asta de acum. Și am făcut așa. Ideea este că sunt trei programe cu care am plecat la drum. Pentru că cel mai important lucru pe care noi ne-l dorim la final este inclusiv ca ei să-și deschidă alte studiouri împreună. Pe lângă să pregătim oameni pentru industrie, dar să aibă tot timpul oportunitatea de a lucra între ei. Și atunci noi avem un program de artă, un program care este pe zona de game engineering și încă unul pe game design. Și atunci, având toate cele trei,
3 ani facultate, diploma internațională, e și un model un pic mai interesant. Acum poate cu altă ocazie intrăm în detalii despre ce înseamnă acest model, dar pe scurt, diploma este internațională, e o diplomă de UK pe care copiii, mă rog, elevii, absolvenții, nu mai zic copii că îi supăr și la școală când le zic așa, așa. Absolvenții de această facultate au o diplomă internațională, dar ei și-au făcut cursurile în București. În limba engleză se întâmplă tot, sunt înrolați la Universitatea din UK, deci ăsta e modelul. Noi livrăm aici conținutul și curriculumul pe care l-am luat din UK. Însă, pe lângă treaba asta, ce facem foarte mult e că îi dezvoltăm personal. Ei trec printr-un program de dezvoltare personală, unde ne uităm, așa cum a zis și Andrei, la tot ce înseamnă parte de comunicare. Cum să comunice eficient între ei, cum să știe să-și dea feedback negativ, cum să gestioneze eșecul. Asta e un alt lucru foarte important pe care trebuie să-l învețe. Avem o cultură problematică pe zona asta. Adică dacă ai un eșec, viața s-a terminat, e greu, abia, abia te adun ca să iei de la capăt și n-ar trebui să fie așa. Adică ideea este ai greșit, o iei de la capăt. Mai ales pentru ei, adică cu tot dragul pentru elevii dumneavoastră, ai profesorilor cu care vorbim, o să se chinuie să facă o grămadă de jocuri, dar nu să exceleze tot din prima, nu vor fi următorul Fortnite, tot 1 la 5. Adică o să fie un proces mai complicat până reușesc să facă lucruri și atunci să se înțeleagă cum să gestioneze asta, cum să lucreze în echipă, mai ales pentru un game designer care trebuie să coordoneze atâtea tipologii de oameni, să-i înțeleagă, să deblocheze niște impasuri pe care oamenii din jur le au, să transmită din stânga până în dreapta un mesaj, dacă tu nu l-ai înțeles de părțile cele două ce zici tu mai departe, o să fie din ce în ce mai complicat. Și atunci este exact modelul pe care îl construim. Adică, sigur, sunt experți în industrie, asta e foarte important de zis, de ce ei vor lucra cu oameni care asta practică, asta fac, asta e de jobul lor de fiecare zi, vin, predau și atunci ei o să înțeleagă foarte bine cum se mișcă lucrurile. Avem internship-uri în fiecare an, adică nu doar că învățăm despre lucruri și peste 3 ani când am terminat facultatea încercăm să ne amintim, dar la cursul X parcă era ceva ce zicea. Sigur, e și asta o variantă, dar cel mai important e ca ei să fie cât mai lipiți cu industria. Bine, nu există acest model excepțional în care ei să lucreze full, să învețe full și să mai și învețe de toate, că săracii au și o limită și nu vrem chiar așa. Adică toată ideea este să-i entuziasmăm, să-i facem să vină entuziasmați și pasionați de ceea ce fac. Și vreau să vă zic că de când am lansat noi practic acum o lună, bine, asta e un program privat ca idee să clarificăm și treaba asta, felicitări tuturor celor care stârnesc inițiative și au inițiative pe zona asta din facultățile private, publice, îmi cer scuze. E incredibil și ar trebui să aibă cât mai mulți copii acces la treaba asta. Dar ce facem noi, că deși este un program privat, dăm o grămadă de burse. Strângem burse de la industrie, dăm burse mai departe, adică încercăm să strângem de la tot felul de companii, poate chiar nu sunt neapărat din industrie, ci afiliate industriei cumva, în așa fel încât să reușim să și noi să impactăm un număr cât mai mare de copii, care sunt cu adevărat excepționali. Și ce vreau să vă zic este că am văzut niște portofolii de când am anunțat că avem un program de artă, de nu mi-a venit să cred, adică eram împreună cu Andrei într-o întâlnire și mă uitam pe el și era, eu nu pot să cred că o persoană care este în clasa a 12 a făcut așa ceva, adică sunt extraordinari. Pasiunea pe care o au, inițiativa, dorința asta, dacă ei ajung în locul potrivit, eu am această teorie cu orice plantă crește într-un fel sau altul într-un sol, bine, nu chiar toate, că unele se mai usucă și mor, dar multe dintre ele reușesc să reziste, dacă reușești să-i dai contextul ideal și să-l pui undeva, o să înflorească și o să fie excepțional. Și toată ideea unui astfel de program este să fim eficienți. Deci aveam discuția asta, ne-am văzut cu foarte mulți tineri și o să ne tot vedem, apropo de profesorul din Peiuș sau din Târgu Mureș sau de oriunde este profesorul respectiv, să știți că noi pregătim o campanie din asta incredibilă de a pleca peste tot prin țară, acum cât avem și noi forță și putere, și să facem o grămadă de workshop-uri, sesiuni, tot felul de întâlniri cu oameni din industrie care să le explice tinerilor ce cariere ar putea să aibă în industrie, ce înseamnă asta, adică suntem pe punctul de a face treaba asta și îmi permit și eu să încurajez profesorii să ne scrie la info@ecoliniuțăschool.ro, pentru că o să reacționăm foarte repede și chiar acum facem planul cu primele orașe în care ne pregătim să facem deplasări. Așa că dacă ne scrieți, cu mare drag venim și am făcut treaba asta, o facem în continuare, nu e doar despre a avea niște copii în programele noastre. Ideea este să ajungem la cât mai mult și să schimbăm cu totul percepția pe care o au părinții, profesorii, copiii despre aceste industrie, pentru că e relativ nou și un puzzle. Adică inclusiv pentru mine e un sistem în care în fiecare zi, cu cât sunt mai aproape de industrie, mai pun câte o piesă și înțeleg tot
tot procesul care este de la până ai o idee, până cineva îți joacă un joc. O Da. să încă o dată spun că toate acestea, adică ambele adrese de e-mail, o să le lăsăm în padlet de eveniment, în așa fel încât oamenii să le aibă la îndemână și o să ne permitem și să mai dăm și noi o strigare, cum se zice, profesorilor cu care lucrăm, în funcție și de orașele în care ajungeți voi, pentru că ni se pare important ca aceste informații să ajungă acolo unde ele sunt cele mai necesare, la elevii care au nevoie poate de ele, la profesorii care se străduiesc să sfătuiască niște elevi mai departe și o să revenim la acel profesor imediat. Doar aici vreau să încă o dată să mai adaug că e ceva în care și noi credem foarte mult și mă bucur de fiecare dată când mai avem oameni care validează și revalidează aceste lucruri, cât de importante sunt de fapt și de drept experiențele de, na, noi le zicem dezvoltare de produse, de dezvoltare de produse pe perioada școlii. Cât de important este să înveți informatică sau orice altceva într-un context în care faci învățare prin proiect, ceea ce înseamnă că vezi și ideea ta, cum se transformă într-un produs final, în ceea ce înseamnă că și ai ocazia să lucrezi în echipă, poate și cu oameni care nu neapărat îți plac și cu care nu ești neapărat după școală cu ei. Cât de important este să înveți să spui lucruri dificile în echipa respectivă, să-ți dai feedback, să vezi că nu întotdeauna lucrurile îți ies și această situație de care ai vorbit foarte bine, nu știu, educație pentru eșec, o să-i spun. Nu neapărat că ne dorim cu toții să eșuăm în viață, ci că trebuie să știm cum trebuie să gestionăm acest lucru. Mi se pare din ce în ce mai important, constat inclusiv eu la noi, adulți, cât de dificil este fa să facem aceste lucruri, da? Și cât de ușor este să te pierzi, după cum spunea la un moment dat un mentor al meu, după o minge pe care ai dat-o greșit într-un meci de tenis. Și pe urmă, pe pierzi meciul. Deci, da, credem și noi foarte mult în aceste lucruri, așa că o să încurajăm din toată inima profesorii să ajungă la voi. Faceți o treabă senzațională. Sună ca un program care, da, va face cu siguranță pe câțiva copii curioși. Absolut, absolut. Adică ziceam că de o lună deja de când am anunțat, e incredibil discuțiile pe care le avem, inițiativele lor, dorința de a ne chema în licee. Acum noi ne-am și văzut doar cum ar veni cu liceenii. Sunt convinsă că și profesorii fac oricum o treabă extraordinară și, sincer, mie îmi se pare atât de complicat ce fac ei. Și trebuie să ai pasiune și entuziasm, cel puțin la fel de multă cum au și copiii care o să ajungă la un moment dat în industrie, dar vreau foarte tare să le mulțumesc profesorilor pentru tot ce fac, pentru că noi vedem cum ajung copiii de la ei către noi și vedem impactul real pe care l-au și este unul extraordinar. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult tuturor și o să încercăm să, nu știu, încheiem această discuție pe care am putea să o ținem așa până mâine. Cu această idee, revenim la profesorul meu preferat din Beiuș sau din Onești sau din, nu știu, din un alt oraș mic, din Râmnicu Sărat, din Buzău sau din Mangalia, dintr-un oraș care nu e foarte mare, e profesor de informatică. Să zicem că voi sunteți acest profesor de informatică și TIC la un liceu. Nu. Nici prea cu resurse, nici prea fără resurse, dintr-o asemenea localitate, nici prea mare, nici prea mică. Elevii voștri sunt foarte pasionați de jocuri și numai despre asta vorbesc, poate cine știe. Sunteți și îngrijorați pentru ei, că petrec prea mult timp pe Fortnite și deja asta le strică performanța academică și rezultatele la BAC. Nu aveți foarte multe resurse să plecați cu ei în excursii la studiouri, să zicem în orașe mai mari. Nici nu știți neapărat de unde să apucați toate aceste lucruri, dar vă doriți neapărat să conectați elevii cu această idee de cum se produc jocurile video, pentru că la un moment dat, nu mai vă aduceți aminte unde, într-un festival, cineva v-a spus că s-ar putea să fie o idee, că asta este un element care îi poate motiva pe elevi să se întoarcă cu mai multă atenție spre învățare. Deci, vreți să porniți acest lucru. De unde o apucați? O să începem cu Andreea. De unde o apuci, Andreea, ca profesor de informatică? Pe ce pui mâna mai întâi? Trebuie să spunem că sunteți totuși cu mințile voastre de acum, adică știți ceea ce știți în acest moment și atunci pe cine ai contactat mai întâi? Clar, m-aș contacta pe mine. În sensul
momentul în care aș contacta Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video, pentru că noi organizăm programe pentru profesori și chiar aducem cu resursele noastre elevi împreună cu profesorii la studiourile de jocuri video pentru a înțelege mai bine ce înseamnă industria noastră. Și pe lângă asta oferim și tot felul de mici programe, proiecte, evenimente în online care să-i sprijine pe profesori. De asemenea, dacă n-aș ști de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video, aș găsi-o pe Google și pe Google aș mai găsi și foarte multe alte linkuri care sunt extrem de folositoare pentru un profesor din Beiuș, Onești, Lupeni sau nu știu, Reșița, în sensul în care există, nu, programe de care poate ei chiar, pe care ei chiar le cunosc, dar nu știau că le pot folosi în scopul dezvoltării jocurilor video și că ne oferă astăzi internetul o mulțime de resurse pentru a face ceva foarte frumos alături de copii în zona asta. Trebuie doar să vrei și vei găsi super resurse, vei găsi și aliați, pentru că, așa cum am spus și repet, există foarte mulți profesori care astăzi în România, în zona de IT, în orele de cum se cheamă exact orele Informatică de. sau TIC? O informatică Da, și TIC. în orele de informatică sau de TIC care dezvoltă deja jocuri video. Deci, întreabă un prieten, caută pe internet și vină la Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video pentru niște chestii chiar mai practice de atât. Mulțumesc foarte mult. Laura, de unde o apuci? Să zic bravo, Andreea, exact. Cam așa, mi se pare că oricum ei fac o treabă excepțională, sincer. Și și eu recomand că primul lucru ar trebui să scrie cursuri, jocuri pe calculator, jocuri video, orice liceni. Și o să vadă că, într-adevăr, inclusiv studiourile de gaming cu care am povestit eu fac o treabă foarte bună. Deci majoritatea au de la școli de vară, aduc liceni acolo, le explică ce fac. Adică lumea asta e mult mai mare decât credem noi că este. Trebuie doar să întrebăm, într-adevăr. Adică bunătatea și dorința asta de a da mai departe e extraordinar de mare. Și pentru cei care au studiouri mici și mari și corporații care sunt inclusiv pe partea asta, chiar își doresc să schimbe lucrurile, sincer. Adică există nevoia asta de a da mai departe, de a da ce ai primit și tu la rândul tău, să pay it forward, cum zicem. Și pe cuvânt că fac treaba asta, noi avem bucuria de a lucra împreună cu ei, de ce ei vin să predea, o să participe în evenimentele pe care le facem, au deschidere să se deplaseze, putem gândi inclusiv niște, nu știu, școli de iarnă în care să vină aici copiii, să fie poate un singur drum, acoperim cu ceva burse, adică sunt tot felul de lucruri pe care putem să le facem. Important este să știm unde există dorință ca să putem să ne unim și noi toate forțele și să mergem în direcția respectivă. Dar sunt foarte, foarte multe programe care se întâmplă, surprinzător de multe, de altfel. Mulțumesc foarte mult, Laura. Mare E drag. Andrei. Ești profesor de informatică. Slabe șanse. Ești profesor de informatică. De unde o apuci? Da. E aici scoate toată lumea foaie de hârtie și să notăm. O să încerc să un răspuns un pic mai diferit. În primul și în primul rând, una din cele mai mari frustrări, aș putea să le zic, pe care le-am întâlnit în toate discuțiile mele cu profesorii, în mod deosebit de TIC, este dat de faptul că mulți dintre ei nu știu exact ce să caute și unde să caute, pentru că, mai ales dacă ne ducem în zone de tip Beiuș, informația ajunge mai greu acolo. În primul rând, multă răbdare și să înțeleagă că nu trebuie să rezolve problema de pozi pe alta. Industria de jocuri video este o industrie nouă, are poate 30 de ani, încă nu avem pe nimeni pensionar în România din această industrie. Doi, este o industrie. Avem un pensionar Avem un de pensionar, la da, Ember. corect, Călin, da.
Dar e o industrie digitală, e o industrie care e foarte dinamică, se schimbă. Avem programe care le folosim astăzi, care acum 5 ani existau, care pot probabil peste 5 ani nu vor mai exista. Deci, cumva, gradul de răbdare când intri să te informezi despre această industrie trebuie să fie destul de ridicat. Clar, de departe, un pas foarte important și incipient este exact ce au spus și Andreea și Laura. Depus întrebări. Sunt într-adevăr multe asociații, mulți oameni, multe persoane fizice chiar, care vor să ajute. Comunitatea RGDA este un loc în care un profesor poate să intre și să zică: bună ziua, sunt profesorul X la școala Y. Are cineva drum pe acolo? Poate cineva, mai ales acum lucrăm foarte mult în industrie remote și lucrăm de acasă din diferite orașe. Doi, internet. Aș face treaba asta, m-aș folosi foarte mult de internet, nu neapărat cât să învăț eu ca profesor, pentru că probabil la, nu știu, 50 de ani, 60 de ani, poate nu mai am aceeași răbdare sau aceeași grad de înțelegere pentru toate aceste tehnologii, inclusiv eu în industrie, toate sunt sufocat de câte schimbări sunt sau cât de complexe au devenit unele lucruri, dar copiii au abilitatea asta. Pot, spre exemplu, nu găsesc pe cineva să vină la mine în oraș, nu am acces la posibilitatea să-i aduc pe copii undeva. Bun, vorbesc cu cineva din industrie, dă-mi și mie, te rog, trei linkuri de niște materiale educaționale și stau eu la ora de dirigenție sau la ora de info și ne uităm la ele. Și data viitoare discutăm despre ele. Și data viitoare vă rog să faceți voi, că vă pricepeți, să downloadați un program de pe internet, să-l faceți. Mulți poate nu au acces la tehnologie, pentru că mai e și problema aceasta, mai ales în zonele rurale. N-au calculatoare, programele cer anumite specificații când vine vorba de un calculator, de un laptop. Aici, iarăși, aș încerca să găsesc niște soluții. Poate cineva în clasă are și putem să ne folosim de treaba asta. Poate un parteneria cu Casa Culturală sau cu librăria sau cu ceva pe genul acesta, unde să avem acces la un calculator și la tehnologie. Iar legat de materiale didactice, nu trebuie lucruri complexe, putem lucruri simple. Am făcut un experiment acum, cred că 4 ani de zile, la Satu Mare, unde le-am dat copiilor de acolo o clasă de mate info, dacă mi-aduc bine aminte, să fac un X și 0, digital. Și au avut un an de zile, clasa a 12-a, dacă nu mă înșel, erau. Iar după un an de zile am avut 10 jocuri pe care le-am arătat la Bucharest Gaming, un eveniment important în București, făcute de copii. Ei, fără absolut niciun fel de ajutor din partea nimănui. Eu am venit în septembrie, le-am dat tema, am venit în iunie să văd ce au jucat și am plecat cu jocurile lor la București. Deci putem să facem chestii simple. Nu putem digital. A face jocuri video nu este doar despre digital. Putem să facem jocuri în clasă. Putem să-i rugăm pe copii să scrie un eseu despre cum își imaginează un personaj. Putem să ne ducem în Fortnite, putem să ne ducem în Candy Crush, putem să-i punem să deseneze de mână, fără să gradăm calitatea desenului. Cum ar fi pentru ei un peisaj, cum ar fi pentru ei un să o facă acasă, cu părinții, cu frații, cu sora. Putem să facem atât de engaging toate aceste mici elemente. Ele țin de dezvoltarea lor, de a vedea unul pentru ei dacă le place să facă treaba asta. Și să descoperi că nu-ți place să lucrezi despre jocuri video este o educație pe care o primești. Și să descoperi că anumite lucruri îți plac în lumea jocului video, iarăși poate să fie o chestie fascinantă. Să lucrezi cu colegii, iarăși exact ce spunea și Laura, e foarte important să încercăm să ducem educația și într-o zonă mai colectivă decât acest individualism, fiecare cu nota lui, fiecare cu... Putem noi să avem, nu știu, aș inventa un sistem gradual, este acest element de gamification, cum îl numim noi în industrie, separat de notele pe care le primește la școală, cu, nu știu, ecuson pentru cel mai implicat. Aș face diferite jocuri de ale noastre, noi în clasa noastră, cu copiii, le-aș pune pe ei să le deseneze, adică aș putea să fac un engagement absolut fascinant cu ei. Și în felul acesta, eu, fără resurse, fără acces la firme mari, la specialiști, să încerc să dezvolt acolo.
lucruri. Dar, bineînțeles, cum am spus, răbdare multă și noi cu toate resursele, cu atâtea firme în spate, cu atâtea, uitați, a durat și pentru noi ani de zile să facem ceva. Da, voi pentru un profesor într-o zonă remote. Cu atât mai mult să se. Dar supersiste, pentru că din ce în ce mai mulți tineri caută să meargă în zona asta de jocurilor video, să te atrage ideea de jucat, bineînțeles. Poate să ne ajute și pe noi, profesorii, pentru noi sunt colegi în tot acest demers pe care îl facem. Chiar dacă noi cumva avem end product-ul, profesorii, exact ce spunea și Laura, copiii când ajung la noi și noi luăm și formăm mai departe. Ne ajută ca profesorii să discute cu ei despre ce înseamnă comunicare, despre ce înseamnă nu neapărat lucruri care țin de specializare, că poate ok, alea nu sunt la îndemână, nu poți să-l învăț programare, dar poți să-l învăț ce înseamnă etică, ce înseamnă moral, ce înseamnă lucru în echipă, ce înseamnă să aștepți să termine ceva de vorbit și după aia să vorbești tu. Na, de aici până la alte lucruri. Ce înseamnă, nu știu, pentru că tot avem acest curent de femei în industria de jocuri video, care e o industrie predominant masculină, de inclusivitate și diversitate și faptul că, na, dacă tu ești cu mai mulți bani și eu la mai puțin bani, nu înseamnă că ideea ta e mai bună sau mai slabă. Toți putem să contribuim în același fel. Și astea sunt niște lecții care, la fel, aș putea să le includ în orele mele de informatică, care nu ține neapărat de curricula de informatică, cât de viitorul lui ca angajat în această industrie. Mulțumesc mult, Andrei. Am văzut-o pe Andreea că vrea să completeze cu ceva și... Da, am mai vrut să spun încă un lucru profesorilor. Faptul că noi organizăm în fiecare lună mai Game Development Month, care este o lună dedicată elevilor și pe lângă workshop-urile, webinarile pe care le facem prin țară și vizite la studiouri, organizăm și game jam-uri. Mi-am amintit de game jam-uri pentru că povestise Andrei despre ideea asta de a impulsiona cumva, de a atrage copii să dezvolte niște jocuri și că noi organizăm în fiecare mai game jam-uri pentru elevi și că avem nevoie ca profesorii de informatică să se implice și să ne ajute să aflăm de cât mai multe licee și cât mai mulți elevi care sunt interesați de zona asta. Am avut sute de elevi anul ăsta înscriși și au Mi se teamă că am pierdut-o pe Andreea Cred Pățintel. că s-a întrerupt. Da. Da, o să preiau eu de la Andreea. Într-adevăr, este un moment prielnic în luna respectivă, pentru că RGD organizează aceste evenimente unde profesorii pot să sprijine această inițiativă și să facă cunoscută linkurile și care a venit Andreea. Către tineri și să-i încurajeze să participe la astfel de evenimente, că sunt educaționale, se uită, învață, descoperă, văd dacă eventual se pot implica, dacă vor sau nu. Andreea, continuă tu, te Și scuze. profesorii de asemenea, cumva Da, nu. e o chestie din asta ca la olimpiadă. Decât că cu muncă în echipă. Ceea ce este foarte important de menținut. O mențiune. Da. O mențiune, Elena, pentru că vreau să evidențiez acest aspect. Am discutat noi de Fortnite și mai râdem, mai glumim și ne facem referință la jocuri cunoscute, dar a face jocuri, e clar pentru toată lumea care ne urmărește, înseamnă mult mai mult decât poate mainstream-ul pe care îl auzim cu toții. Sunt aplicații medicale enorme, terapii care se fac, persoane cu autism, terapii de recuperare care se fac folosind elemente de gaming. În zona de educație au apărut din ce în ce mai multe platforme care te ajută să înveți folosind elemente de gaming. În zona de workshop-uri, în zona de dezvoltare personală, adică gaming-ul clar a dispărut de la fi acea nișă pentru persoanele neînțelese care sunt doar niște geeks, niște nerds, niște persoane care sunt într-un cerc închis și a devenit un fenomen mainstream global,
cultural, care deja este valabil peste tot în lume. Sunt jocuri care au componentă, cum a zis și Andreea la începutul discuției noastre, o componentă culturală, de mitologie, de elemente care ține tradiții locale. Adică, în procesul nostru de demistificare al industriei, în care multă lume percepe acei copii teribiliști care se joacă până la 4 de les ochii din orbite, sau care după aia se apucă și fac diferite nenorociri în lume, Doamne ferește, nu suntem aia și nu este gaming-ul și game dev-ul despre aceea, ci este despre acele persoane care înțeleg că a face jocuri video este un proces educațional, este o meserie, este o carieră pe care o poți avea, este o diversitate imensă de ce poți să faci, de la jocuri comerciale cu împușcături, pentru că sunt fan și relaxante, până la chestii care pot să revoluționeze medicina, viața noastră de zi cu zi, mersul la cumpărături, că na, colectăm puncte și avem elemente de gamification inclusiv acolo, și să ne facă viața mai bună. Sau uneori chiar și înțelegerea democrației, Andrei, căci există, de exemplu, și foarte Categoric. multe jocuri care se, nu știu, sunt folosite de profesori ca să-i ajute pe copii să înțeleagă mecanismele dezinformării, să înțeleagă mecanisme democratice, adică există inclusiv aplicațiile posibile, căci am avut ieri ziua de cetățenie digitală, sunt absolut nelimitate, nu există. N-am întâlnit încă o limită a acestei industrii. Și o spun asta în sensul bun al cuvântului, neapărat în sensul rău al cuvântului. Vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru această discuție, care, cum spuneam, ar putea să continue foarte multă vreme. Ceea ce ne-am dorit cu toții să facem este doar să deschidem puțin apetitul profesorilor pentru a înțelege cât de multe opțiuni vă poate oferi și această zonă, inclusiv în zona de motivație a elevilor, dar inclusiv să puteți să construiți niște activități educaționale complexe, în care copiii să se joacă ce inter și transdisciplinar și în același timp și să învețe destul de multe lucruri. Vă mulțumesc vouă încă o dată pentru că v-ați făcut timp să discutăm astăzi și vă mulțumesc și pentru ce faceți în fiecare zi, căci bănuiesc că nu este ușor. Și o faceți de destul de multă vreme. Mulțumesc mult! Nu e ușor nici să fii profesor, așa că mulțumiri și din partea noastră tuturor profesorilor, Clar! și încurajez să facă ce au menționat colegele mele, și anume să scrie la contact@rondergda.ro și la info@rondecoliniuțascol.ro, pentru că putem să O, colaborăm. ca să nu fie confuzie. O să fie trimise de Elena, nu fac griji, dar încurajez treaba asta. Eu, relația pe care o am cu TechSoup, așa a apărut. Am dat un mail și iată-ne, cred că sunt 10 ani de atunci în care încă colaborăm. Așadar, e simplu. Poate fi simplu. Nu vreau Vă să mai lungesc mulțumesc discuția. succes Mulțumim! tuturor și mulțumim! Mulțumim! Mulțumesc foarte mult și profesorilor care să știți că este vacanță săptămâna aceasta când ei participă la festival și iată și au timp din vacanță pentru această învățare. Suntem și noi aproape de finalul festivalului și iată am făcut acest drum foarte interesant de la cum am pornit, discutăm despre joacă, discutăm despre jocuri, deci cum construiesc jocurile. O văd pe Andreea că mai vrea să mai spună ceva și o să-i mai dau puțin cuvântul. Nu, 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 am vrut doar să spun că yes, ai făcut griji la copii. Mulțumesc foarte mult. O să încerc să tai asta la montaj. Dar dacă nu reușesc să tai asta la montaj, mulțumesc încă o dată. Vă spun la revedere și ne vedem curând live în festival. Mulțumim tare mult!